Există această idee că dacă nu avem relații sexuale, vom înnebuni. Mai ales femeilor le se spune. Vă tensionați și nebuniți. Fraților, problema e aici, în cap. Că dacă consumați pornografie și nu aveți relații sexuale, nebuniți. Pentru că cresc hormonii sexuali și cer comportament. Pentru că așa a pus omul în firea umană, că atunci când te exciți, să se întâmple lucrul acesta în cadrul relațiilor maritale, conjugale, ca să poți face copii. Dar tu dacă o faci fără să ai această perspectivă imediată, o iei razna. Dacă tu stai și visezi marea îndrăgostire care va veni cândva, deși ești o fată cu minte, și asta îți crește ție nivelul de estrogen și această tensiune, această dopamină, azi, mâine, poi, mine, la un moment dat o să vii, zici, domnule, nu mai pot, domnule, sunt anxioasă, sunt stresată. Deci filmele, telenovelele, chestiile astea ne fac foarte nefericiți, pentru că ele ne creează un program fals, după care dacă mergem, înnebunim. Deci, nu organismul cere, mintea cere, dar dacă mintea se îmbolnăvește, cere și organismul și veți putea scăpa foarte greu din această, de acest cer vicios. Liniștiți-vă mintea, spovedani, harul lui Dumnezeu dacă vine, nu mai are nevoie omul. Avem mărturia atâtor părinți, avem mărturia tot întregului monahism, avem mărturia atâtor oameni și a trecutului, în care avea un copil, pleca bărbatul la luptă și creștea copilul până la bătrânețe singură femeia, că îi murea soțul. Și nu nebunea și nu era nervoasă și nu avea crize de isterie. Pe când astăzi lucrurile se petrec invers. Relații sexuale, cât mai multe. Și femeile sunt disperate. Pentru că hormonii aceia se dereglează și creează niște tensiuni de o nebunesc. Înnebunește, efectiv. Deci nu vă gândiți la chestia. Este un mit produs de ei. Tocmai pentru a distruge umanitatea. Nu relația sexuală liniștește omul, ci abstinența liniștește pe fondul acesta de curăție a minții. Dacă mintea se îmbolnăvește, atunci, într-adevăr, sunt probleme și, da, asta este.